eu sunt Sergiu. Ce acestea sunt știrile. Celebrul actor și scenarist Mihai Bendeac, cunoscut pentru emisiuni precum Mondenii sau În puii mei, a declarat astăzi pe blogul său personal că s-a hotărât să se reprofileze. Conform ultimei postări, acesta dorește să încerce ceva cu totul și cu totul nou, și anume să înceapă să facă umor. În urma unei depresii severe, un tânăr de numai 18 ani din municipiul Constanța a încercat să-și șteargă contul de Facebook. Acesta însă a fost oprit la timp de către unul dintre colegii săi, ce a apucat să-i smulgă iPhone-ul din mână. Acesta nu este primul incident provocat de elevul constanțean. În urmă cu numai 2 luni de zile, tânărul adolescent închizându-și telefonul pentru aproximativ 2 ore, până ca unul dintre profesori să realizeze ce se întâmplă. Iată și câteva titluri pe scurt. Săptămâna aceasta va avea loc primul transplant de vagin din lume, dovada că până și femeile ajung să se plictisească de aceeași p***ză. Astăzi, unul dintre clienții barului Energia din București a fost bătut măr de către un trecător după ce acesta l-a auzit zicând că, citez, îmi plăceau lucrurile dinainte să fie cool, dinainte să fie cool, să-ți placă lucrurile dinainte să fie cool. Astăzi a fost interzisă oficial decolteele la partidele de șah, deoarece bărbații nu se mai puteau concentra decât la o singură piesă, la o tură. Apple va lansa în curând noul iPhone 5. Se pare că acesta poate face poze de o claritate excepțională, poate prinde semnal și în cele mai izolate locuri și, cel mai important pentru români, poate ieftini iPhone-ul 4S. Astăzi și-a deschis porțile prima agenție de turism post-mortem în Croația. Aceasta poartă sloganul Să vă iau morții în p***a. Eu sunt Sergiu Floraia, acestea au fost știrile. Ne vedem data viitoare!